Prieteni, sănătate și bine v-am găsit! Vrem să vedem câteva noutăți care sunt acum recente și sunt introduse de către NIPEX pentru noi meseriașii profesioniști. Vrem să vedem aici un clește nou-nouț, NIPEX Twin Grip. E vorba despre modelul de 250 de mm, 8202-250, după cum vedeți are un push button care, asemenea cleștilor NIPEX Cobra, poziționează foarte bine în mai multe poziții, are prindere foarte bună frontală, dar și laterală, transmitere eficientă de la braț la piesa prinsă. Modelul acesta se ajustează în 7 poziții de la butonul acela push button și după cum vedeți vine cu noul mâner tricomponent și acolo unde vedeți e un cauciuc negru poros care îți dă un grip mult mai bun. În viitor se vor face foarte multe modele cu mânerul acesta. Are și interfața Extend care te ajută ca să distingi mai bine și să customizezi mai bine sculele care vin cu mânerul acesta confort. După cum vedeți, sunt 3 modele, înainte era doar un model, acum sunt 3, unul mic de 150, cel care era de 200 și acesta de 250 care vine cu mâner confort. Acesta de mijloc e cu bicomponent, acesta e cu mâner confort, adică 3 componente și cel mic de 150 vine doar cu mânere roșii din plastic. De precizat că mai vine cu un buzunar de scule sau un pouch sau o gentuță dedicată. Dacă înainte avem gentuțele acestea sau buzunarul acesta de scule doar pentru Cobra și pentru clește cheie combinată, acum vine și pentru Twin Grip. Îi bine de știut lucrul acesta pentru cei interesați. Mergem la o altă noutate, un cuțit pentru electrician, cuțit de decapare cu sabot de glisare sau un cuțit pentru dezizolat. Cuțitul acesta taie învelișuri din plastic foarte dur sau rezistent cu grosimea peretelui de până la 7 mm. Cuțitul acesta de dezizolat are 4 poziții, unul închis și 3 poziții de lucru. După cum vedeți, poziția aceasta de tăiere transversală, apoi acționăm și mergem la poziția a doua care taie prin împingere și cea cu sabot de glisare sau cu funcție de clichet care te ajută prin presare să tai cabluri foarte grose. Spuneam, îi foarte safe, hai să vedem, prima poziție taie transversal, după cum vedeți acolo putem să tăiem dimensiuni mari, grose. Mergem la a doua poziție care taie prin împingere, deci lama aceasta o fixăm în spatele mantaie și apoi prin împingere putem să secționăm, să tăiem. Și poziția cea mai eficientă și care o făcuți cu aceasta renumită, vedeți prin presare intră sabotul acolo după manta și prin funcția aceea clichet dezizolează foarte ușor, spuneam până la 7 mm grosime la manta. Scule foarte, foarte bune, sigure, eficiente și te ajută dacă ești electrician să faci o treabă cât mai bună, mai ales iarna. Hai să vedem, să mergem mai departe. Ia uitați-vă cât de safe îi. Ca să deschizi din poziția închis, tu trebuie să acționezi, să dai un liver la o parte, după care acționezi butonul albastru și butonul negru în același timp, altfel nu poți să faci lucrul acesta. Acum mergem la închis, spuneam, îi o sculă destul de compactă și foarte eficientă, are un preț foarte bun, deci în comparație cu celelalte scule de la concurență are un preț foarte, foarte bun și îi super eficientă. Lama se poate schimba, există piesă de schimb și are un cod, în clipurile celelalte l-am dat și codul acesta. Pe lama aceasta vedeți că are un sabot acolo în care tu să ții degetul mare, dar vreau să vă arăt ceva foarte important, deci lama aceea vine cu plasticul acela, cu sabotul acela în care tu ții mâna, degetul mare pe el ca să ai eficiență. Dar ea îi și marcată, vedeți, 1, 2 și 3, acolo ne indică milimetri cât noi tăiem în adâncime mantaua. E foarte bună, spuneam, ea taie și prin împingere în față, taie și prin tragere, dar are și funcția aceea de clichet care te ajută să
dezizolez foarte eficient. E o sculă bună, o sculă nouă. Mergem mai departe la Nipex Extend. Noile modele confort, de mânare confort, spuneam, Nipex are acum mai multe modele. Are cel bicomponent care scrie, noi îl știm de mânăr bicomponent, mânăr multimaterial, roșu și albastru sau galben și roșu. Dar acum avem modele confort, care ele au acolo interfața aceea extend, care te ajută să distingi foarte bine dacă pui tu scule, mai multe scule într-o geantă de scule, și te ajută să faci o serie întreagă. Dar nu numai atâta, te ajută nu numai la identificare rapidă și să faci tu acolo să le customizezi cum vrei, dar să pot atașa o grămadă la scule acelea care noi trebuia în trecut să le cumpărăm separat, Nipex, Tethered. Atunci când tu lucrai la înălțime, îți trebuia ceva cu o cordă elastică să poți să atârni, adică să nu scap jos. Ori aici se transformă scula aceasta prin interfața extend, tu poți transforma într-o sculă în care tu poți să legi cordă. Hai să vedem un pic cum facem lucrul acesta. După cum ați văzut, scoatem plasticul acela prin împingere, el clipsează foarte ușor. Se pot pune alte componente, se poate pune un desfăcător. Noi punem acum o sculă din aceea, un cârlig tethered, în care noi adăugăm după care o cordă elastică, care să o putem prinde la centură. Dar, spuneam, sunt mai multe lucruri, desfăcător de dopuri, mai sunt diferite pixuri, magneți și cred că vor fi din ce în ce mai multe. Transformăm mânerul în ceva foarte util. După cum vedeți, am introdus, am corda aceea în mânerul acela și am rezolvat. Dacă înainte trebuia să avem o sculă specială care costa destul de mult, dacă avea această componentă, acum toate sculele cu mânăr confort se pot transforma în scule care se pot lucra la înălțime. Și mânerul confort ce înseamnă? Are trei componente. El, dacă înainte veneau doar cu mânere bicolor, albastru, roșu sau cu mânere roșii de plastic roșu, acum vine cu mânere confort. Confort înseamnă că are trei zone. Are încă o zonă adăugată neagră și vor fi în viitor foarte multe scule cu mânerul acesta confort. Vrem să mergem mai departe, să vedem ce mai este. Ați văzut acolo o demonstrație cum dintr-un mâner normal vine, putem să facem un mâner foarte util când lucrăm la înălțime. Aici o sculă destul de nouă, Nipex Stepcut XL. Nu e foarte mult de povestit la scula aceasta, vine cu mâner multicomponent izolat VDE. E o sculă foarte bună pentru electricieni și are, după cum vedeți, o falcă acolo în trepte care te ajută să tai până la 120 de mm pătrați. Îi foarte utilă pentru electrician, spuneam, și nu e pentru cablul acesta gros, dar am încercat ceva extrem să vedem cum merge. Spuneam un forfec pentru cabluri cu tăiere în pași sau în trepte și aici scrie pe mâner, Nipex totdeauna scrie pe mâner până la cât taie, până la câți milimetri pătrați sau fiu cât îi, îi important să spunem că ea îi pentru cupru și aluminiu, nu se taie fier și alte lucruri. După cum vedeți, cablurile numai să joacă cu ele, taie foarte, foarte bine, ai o pârghie mare pentru că el, ca și cod, are 95-18-225, deci are 225 de mm total. Aici avem o sculă pentru instalatorii, ca să fie și ei bucuroși că există ceva noutăți și pentru ei, o forfece sau un tăietor de țevi, e vorba despre modelul Nipex Tubix S, pentru că există și celelalte două, XL și aceasta, după cum vedeți, are o pârghie care presetează grosimea țevii la care se poate tăia și ea merge pentru țevi
cu un fir de la 3 la 30 de mm și cu grosimea peretelui de până la 2 mm. Are o eficiență foarte mare, te ajută mult în locuri în care spațiul e limitat. Ce vreau să zic, are încă o rolă tăietoare, una aici să, și să schimbă fără scule, dar mai are una și în mâner. Toate sculele, toate tăietoarele acestea din seria Tubix vin cu încă o rolă de tăiere în mâner și îi și pentru cupru, pentru alamă, dar și pentru țevi din inox. Foarte bună scula, micuță și recomand lucrurile acestea. Apropo, voi pentru toată gama Nipex aveți un link cu un cod de reducere în descriere, căutați și profitați cât se poate. Vrem să mergem mai departe cu lucrurile acestea, cred că v-ați dat puțin seama cam ce noutăți sunt. Aici este o zonă în care sunt foarte multe scule Rennsteig și ele sunt bune. Să pot comanda și acestea. Ia uitați-vă ce mulțime de scule, diferite dălți, diferiți clești, diferite dornuri. O sunt o grămadă livere și foarte multe alte scule. Aici să vedem și scule care ele au existat înainte, dar le mai trecem în revistă. Până data viitoare, sănătate, mult bine, nu uita să susțineți canalul în toate formele lui, pentru că e foarte important și ne ajută ca să facem clipuri noi. Sănătate, dragi prieteni, și la revedere!